Ordinare, extraordinare. Bună ziua, putem începe. Deci, pentru început, procesul verbal al citirii recepției de dată s-a citit. Dacă sunt ceva obiecții. Dacă s-a citit, supunem la vot. Cine este pentru? Nu. Împotrivă? Nu. Abține, deci. La ordinea de zi. Nu citesc toată ori, dacă sunteți. Eu zic să nu citesc luăm pe fiecare când dacă sunteți. Deci, cine este pentru? Jumătate de oră. Deci, la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâri primire pe care a bugetat, din perioada primară al Aldeana. Da. Am să vă prezint despre ce este vorba. Cine vrea consiliere aici de la mine. S-au alocat de către Ministerul Dezvoltării 10.470 de lei pentru planul urbanistic zonal. Iar noi i-am dat de la Ministerul Dezvoltării pentru planul urbanistic zonal, pentru că așa mai avem, că el costă mult mai mult decât de aici, dar s-au dat banii ăștia și i-am pus la planul urbanistic zonal. Aici avem un capitol 6502, același capitol, la învățământ. La un moment dat noi am pus niște bani pentru parcare și nu s-a mai apucat să mai face parcare respectivă, datorită proiectului și așa. Am mai vorbit cu unii când o trecut, că am zis, bă, poate nu tine niște, dacă la ora asta încă nu s-au făcut parcare exact așa cum am văzut și am zis că s-o lăsăm pe primăvară, banii aia de la parcare, 10.000 de lei, îi punem pentru fosa septică. Pentru că avem probleme foarte mari acolo cu la școală, știți, cei care mergeți la școală știți foarte bine despre ce-i vorba, și să facă fosa septică din față și o fosă foarte mare, pentru că sunt probleme cu vecinii să scurge de acolo și avem probleme pe urmă cu mediul, cu alții. Și am zis că să luăm ăștia de la parcare și să-i ducem la fosa septică. S-au defalcat, s-au alocat din cotele defalcate din impozitul pe venit 59.000 de lei. Dar în același timp o și retras din cotele defalcate tot din impozitul pe venit 47.000. Deci am rămas noi cu 12.000 de roi. Pe care punem iar că toți suntem cu fosti septici, punem 10.000 la fosa septică pentru habitat, acolo unde vom face casele, pentru că ne trebuiesc acești bani, iar 2.000 de lei au rămas pentru bunuri și servicii în administrație. Și mai am aici o problemă. Probabil că în cursul săptămânii viitoare am cerut să ne se dea niște bani din fondul de rezervă și ei au spus că se vor da pentru cei care mai au de plătit la utilități. În momentul în care vor veni acești bani, cât de puțin, cât de mulți vor fi, vom trece acești bani și vor da la salubritate. Asta e sumele din care stăm noi prost cu salubritatea. Ei nu sunt folosiți decât pentru acest lucru, pentru iluminat, salubritate sau pentru... Deci doar ce ține de aceste... Și ca să nu mai facem atunci încă o ședință doar pentru asta, vă spun că dacă o să vin, vă aduc la cunoștință, ca să știți că banii respectivi îi vă pun pentru salubritate. Vă mulțumesc! Dacă cineva vrea să ia cuvântul, întrebări? Dar cum este putem la vot? Pentru cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Deci, punctul... Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâri privind stabilirea impozitului cetății locale aplicabile în anul 2020 la nivelul comunei Poduri. În primul instanță am să-i dau cuvântul colegii mele de la contabilitate care s-a ocupat de partea de taxe și impozite.
Dar ca și idei, Comuna Podul numărește taxe și impost, adică după nou cod, dacă există ceva, deci legislativ, dar nu se vor mări taxe și cod. Noi personal, ca și Consiliu, nu propunem ca aceste taxe și impozite să fie mărite decât dacă legal vin ceva de la guvern sau nu avem alte, dar noi ca și Consiliul Local nu le mărim. Deci taxele și impozitele rămân la fel. Singura modificare este indexarea cu indice de indexare de la Institutul Național de Statistică. Nu știu să facem fiecare an. În fiecare an, da. Dacă apar modificări, după memoria, o să fie numai în caz și o să vedem atât. Dar după am dat rămâne exact la fel. Cum a fost am trebuit. Da. Mulțumesc frumos. Da. 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 Întrebați, dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Punctul împotrivă, atenție. Deci, mulțumesc. Punctul 3. Deci, proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ca solidaritate. Deci, aici mergem, să propunem direct la vot. Da, care este trecut în orice formă. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală și termen de proiectare pentru obiectivul de investiții, Centrul Social Multifuncțional Speranță. Te rog, frumos, domnul inginer, citește până că 4, 5 și 11 e aceeași treabă. Da. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării și implementării apelului numărul 2. Educație inclusivă pentru copii și tineri în situație de risc, finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, FRDS, proiect denumit Centrul Social Multifuncțional Speranță. Și 10, a spus, da? 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor obiectivelor economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție construit Centrul Social Multifuncțional Speranța. Da, am să vă vorbesc tot eu. Bine că este aici mâna domnului administrator Nichitelu, el face toate astea, dar am să vă spun că este vorba despre acel proiect prin FRDS de la CERN, da? Acolo unde este școala și am mai vorbit despre el, mai cred că mai dinainte, dar trebuie să începem deja să depunem documentații, studii de fezabilitate. Un lucru pe care cred că v-ar interesa ar fi faptul că noi doar plătim studiul de fezabilitate care va fi în valoare de 6.000 de lei. Cam 6.000 de lei. Deci asta este toată investiția pe care o face Comuna Podul dacă acest centru va trece acest proiect și este un lucru foarte bun, mai ales că atâta de puțin e cofinanțarea, 6.000 de lei. Dar depunem, mergem, vedem care este treaba și aici este vorba de documentații care trebuie depus, așa trebuie împărțite și de asta am zis că dacă dumneavoastră sunteți de acord la propunerea de a merge cu 4, cu 5, cu 11, ca să nu mai vorbim că e același lucru de fiecare parte. Documentații. Îți documentații, da. Întrebări. Mulțumesc. Dacă nu înțelegem, deci supunem punctul 4, 5 și 11. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Trece la punctul 6. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui fel de urgență, doamnei Bujor Mărioara, să vedem cum o trată de apodul. Da. A depus o cerere, a fost distrusă pe data de 6-a, 12-a, a fost un incendiu. Au rămas și copilași acolo pe drumuri, a fost chiar o problemă destul de urât acolo. Casa a fost distrusă de foc, în sensul că nu se mai poate chiar nici sta, nu numai că datorită apei care au dat-o atunci și așa, și sunt și copii și acum ei au adus o copii a procesului verbal, mari s-au fost acolo noaptea când au fost cu și cu copiii, știu că eu adus la primărie, știu. Da. Adică e un caz mai destul de urât, mai ales cum a de propun să dăm o sumă. Nu m-am gândit. O sumă este puțin, 1.000 de lei, puțin. Nu, nici ce naiba, doamnă. Că putea să facă două cereri, două persoane în familie să dea. Nu, când am 50 de milioane, o să mai dau. Nu se poate, n-avem voie, plafonul e 2.000.
Facă două persoane din familie. Atât au făcut din singur proces verbal. Bine, acum lăsăm 2000, că asta e suma maxim care se dă și pe urmă dacă mai este ceva să putem materiale. Ajuta cu materiale de construcții, da. Să putem ajuta pentru asta, să vă spun ca să știți și dumneavoastră să fiți în același acord cu... Ferească Dumnezeu de așa ceva, asta la nici la dușman da, nu dorește așa ceva. Da, da, este 2000. Nu mai discutăm suma asta, nu trecem mai departe. Da. Mulțumesc. Adică toată lumea a plătit. Da, da, cine este pentru? Domnul. Și ajutor în următoare de materiale. Da. Împotriva atunci. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de principiu favorabil planul urbanistic general și a regulamentului local de urbanism, care are în partea o companie de comunei Polte, pentru extindere intravilană. Da. Un lucru care v-a fost bine că trebuie să facem acest lucru, mi-a dat un pic că mi-a ridicat mingea la fileu, pentru că ați văzut sus acolo că am pus bani pentru el, deci să lucrează și tot consecutiv plătim pentru el și dacă nici mai dăți bani, cum nici o dată acum banii ăștia pe acel mai timp, cum nici o dată acum, asta e foarte bine. Și vreau să vă spun că cu proiectantul care am lucrat, a venit la fața locului și a văzut care treaba și am discutat și un lucru foarte bun pentru noi, am extins zona din intravilan ca să putem să avem cât mai mult teren intravilan acolo unde oamenii știți că mai vin pentru autorizații de casă, de obicei dacă spui extravilan trebuie să ducă la Consiliul Județean. Și am extins zona din intravilan și la sondii. Deci sondii, tot ce ține de sondii, le-am băgat toate spui intravilan. De pe extravilan au trecut pe intravilan. Taxele tot ne exploatează, taxele să le aducem la... taxele să le aducem la noi. Apropo de sondă, că suntem la discuția asta, o să ceapă și drumul de la sondă, cred că doar acum începe să-i facă partea care se poate, că nu se poate umpla de asfalt, de beton cu asta, dar partea de gabionarii, partea de, o să înceapă acum cât de repede. Așa că asta e cu planul urbanistic. S-au discutat, bineînțeles, cu cei care au făcut, cu urbanismul, cu toată lumea s-au discutat acest lucru. Am extins cât am putut, până la limita pădurii, aproape partea de... Nici să nu ne afectez la impozite, nici la taxe, nici la așa, dar a fost făcut, mai ales în locurile unde se vor începe și se vor face construcții. Asta 100%. Mulțumesc! Dacă sunt alte întrebări, alte... Dacă nu spunem la vor, cine este cu noi? Mulțumesc! Împotriva... Ce am la punctul 8. Proiect de hotărâre privind scutirea de rabat a impozitului pe căruri și terenuri care aparțin fundate Hope and Homes for Tudor în România. Ce ne puteți spune? Și 98 și are sediu, de fapt imobilul pe care îl pune scutirii, pe Făgădău. Este casa... Casa cu copii cu handicap, pe Făgădău, să scutiești în fiecare an de la plata impozitului. Este un serviciu social de protecție a copiilor și a tinerilor care provin din area administrativă a Comunei Port. Nicolina, o să fie lăsă Nicolina. Așa. Copiii care beneficiază de măsura de plasament provin din familii cu risc crescut de abandon. Așa. Deci, și mai avem... Hai ca să vătăm asta. Da. Deci, am înțeles ce-i vorba, trebuie că nu am... Ați văzut așa în trecut asta. Da. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva atent. Punctul 9 al ordinii. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe terenul ce aparține companiei de apă Bacău. La fel, compania regională de apă deține 3 terenuri pe raza Comunei Poduri. 1600, 1500, 1200 metri, iar codul fiscal prevede, conform articolului pe care l-am notat eu aici, că sunt scutiți de la plata impozitului. Articolul 25 din... Nu știu, dacă îi prevăd deja în codul cu scoala, cine e 15 mai să... Ei fac o cerere pe care am, care am trebuie la subastru. Ele le-au fost date în ședința de comisie de anumită. Da. Ce? Da, știu. Dar unde au ăștia? Oricum e foarte, foarte puțin. Nu e mai de limitare. La locație, spune. La locație, dacă... Locația nu e una... A, și aici la... Cred că e la drapul la tine. Așa mai este una care agentează măgerința de bani. Când se registrează câte o pierdere, trece pe la noi. Tot ei recuperează totdeauna. Da. Bani.
Acum sunt pe la problema a doua. Cine este pe acum? Abțineți? Cine se abține? Domnul Țigoraș se abține. Da, chiar ar trebui să dau eu apă la mărgirea doar de oameni. Știi de ce? Am avut factura recentă, băgați câțiva metri cub de apă în plus. Mă zice că au fost o pierdere. Asta e răspunsul meu, dar a fost o pierdere. Da. Dar cum? Dar pierdere, dacă eu n-am avut, cum să plătesc în plus niște... Vor să recupereze pentru suprafață care are bazin de apă. Niște anomalii. Da. Da. Voi codul și... Dar noi discutăm pe ei, dar... Da, da. 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 Ei sunt proprietari terenului aici sus. Aici noi vrem să facem noi casa de apă, terenul ăla e nu stați de apă, stați de apă. Păi ăsta, pe terenul ăsta înseamnă că ce e. Pe care e stația de apă, că eu mă gândesc că ăsta e terenul pe care avem stația noastră de apă. Nu. Dar spus, este reglementat prin codul fiscal. Ați înțeles? Deci nu vrem că nu vrem. Și nu are treabă cu apa, cu pierderile. Ăsta e vorba de terenul sine care trece. Deci nu. Eu am dat un exemplu. Nu zic, nu are treabă cu apa când ăsta. Dar doriți, poți să vă citesc articolul din lege. Ilegal. Trecem la punctul 10. Trecem la punctul 10. Da. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 1 la hotărârea Consiliului Local al Comunei Podul numărul 77 din 24/07/2017, statul de funcții. Cristina. Da. Al aparatului special de reformă bună primarului. Da, în termenii prevederilor articolului 370/406/407, putem transforma cele trei posturi care contractuale în funcții publice. Asta înseamnă este vorba de doamna Iftimie Andreea Casiera, doamna Stoleriu Anca de la compartimentul agricol și doamna Șova Liliana de la, tot de la compartimentul agricol. Deci să putem transforma să fie funcționari de publici, dânsile. Da, ce este pentru? Aici sau întrebări? Dacă întrebări. Da, orice. Întrebări ce? Dacă nu spunem la vot. Deci conform ordonanței. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 11 la punct. 12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a primăriei Podului a proceselor verbale de constatare a contravențiilor, reprezentând amenzi pentru debitorii decedați. Aici înțelegeți ce aveam un număr de 12. Deocamdată, dar oricum mai timp, mai avem, dar le-am finalizat. Mai mor, nu, mai am, dacă nu le-am... Mai mor când auzi a mie. O sumă totală de 38.510. Legea la fel, spune că este voie de dat la scăderii cu certificatele de deces. 13, da. Și tot de asemenea, legea spune că drepturile și obligațiile din raportul juridic fiscal nu trec asupra succesorilor debitorului, în condițiile dreptului comun. Deci, moștenitorii nu trebuie să plătească amenzile celor decedați. Să scapă din normal. Da. Am pus aici o casă. Și vorba de o sumă de 38.510. Asta e la primul și la al doilea? La al doilea sunt cei insolvabili, care nu au niciun fel de bunuri. Să declară procedura de insolvabilitate. Ei vor fi urmăriți timp de 5 ani. Dacă dețin, dar că o să dobândească bunuri pe parcursul acestor 5 ani și abia atunci vor fi declarați insolvabili. Cine vor fi sumari? Sunt Cercel Liviu, Cercel Florin și Ciosu Marina. La Ciosu Marina e o mare problemă. Numai la Ciosu Marina e 100.970, fără anul ăsta. Deci asta înseamnă... Nu am venit la începutul așa. Nu e 1.000.000, nu mai mult. 1.070.000. 2.000.000. Da, până la început. Eu știam mai mult. Fără tot. A, deci fără 2019. A, deci fără 2019. Și total 165.410. Da, ori apă. Deci ei vor fi urmăriți. Bărbații pot să acționeze, dar nu trebuie. Deci, începem cu primul 12, deci pentru scurt la vot, da? Deci punctul 12. Cine este pentru? Împotrivă?
La punctul 13. La ordine de zi. Deci pentru cei insolvabili. Am înțeles. Da. Ce să facem? Trei. 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 Da, vreau să spun eu ceva, apropo de chestia cu amenzi, așa, știți că ele au fost lăsate de către Curtea de Conturi, știți că trebuie să facem. Mi-au pus puțit un coastă și a trebuit să ne apucăm să facem acest lucru. În schimb, vreau să apreciez foarte mult și să-l felicit pe domnul Bășcă și pe băiat, în ceea ce privește, nu o să spun ce s-a întâmplat, dar atitudinea pe care ați avut-o și tot ceea ce s-a întâmplat, să vă felicit că v-ați făcut un lucru care era cetățenesc până la urmă, dar chiar... Să mai înțelegănim că e lună, că... Da, exact, adică chiar am apreciat situația și chiar am să-mi gândesc până la urmă, zic, uite, cam așa se face, asta este, tăți greșim, nu e nimenea... Da, că tot am vorbit despre astea și mi-a ridicat acum mingea la filial. În continuare, astăzi avem... Și punctul 13. Cine este pentru? Se abține cineva? La punctul 14 de diversie, eu am să încep doar două vorbe. Spun să-i felicităm pe urmă la mulți ani celor doi Nicolae care au slăbătorii de anenar, să-i Mistoreanu, domnul Mistoreanu și domnul Bâșcă. Și o sănătate și nu mai bine să dăm. Domnul Și domnul Costel și eu câteva lucruri. Da. Deci domnul profesor, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul. Aș dori tare mult, subscriu și eu la ce a spus domnul inginer Sătaru, privind cei doi domni Nicolae. De asemenea, felicitări doamnei primar și colaboratorilor domniei sale și sponsorilor pentru festivalul de date și obiceiuri de anul nou Codureanca, ediția 2019, o activitate extrem de reușită. Vă felicităm, doamna primar, și sunteți un om deosebit. Bine, acum eu am apreciat enorm de mult, spuneam și colegilor mei că am fost în sală, așa cum mi s-a reproșat că din sală stau și urmăresc acolo, stau în sală, că altfel n-aș mai veni deloc. Mi-a plăcut tare mult, secuienii cu o activitate extrem de reușită. O singură observație. Pentru viitor, doamna primar, propun ca din juriu să facă parte și oameni somități, literați, scriitori ai comunei Poță. Și anume, profesorul Iscu Jan, profesor și scriitor, era lângă mine în sală și era când galben, când verde. Cinții rău, Jane, nu. N-am mai continua discuția. De asemenea, profesor Elena Grigoraș, un om excepțional în domeniul cultural-artistic și etnofolcloric. Și de asemenea, de ce nu, să vedem acolo și pe domnul viceprimar și pe doamna primar, că sunt oamenii noștri, reprezentanții noștri, care îi stimăm, îi apreciem și iubim. De asemenea, felicitări, doamna primar, pentru activitatea aceea 18 ani, 18 primăveri, activitate patronată de conducerea primăriei și de doamna primar, extrem de frumoasă, cu rezonanță în sufletele copiilor. O vor ține minte, doamna primar, toată viața, activitatea aia, copilașii care i-ați făcut fericiți. Și întâlnirea cu profesorul părinte, profesorul preotul, profesor doctor Constantin Necula, o activitate reușită cu trimiteri spre Evanghelia creștin-ortodoxă. Vă mulțumesc tare mult și la final de an calendaristic 2019 eu îmi cer scuze pentru greșelile care le-am avut în comisia ce am condus-o față de dumneavoastră, colegii mei consilieri, și de asemenea vă urez sărbători fericite și un nou an 2020, 20 la pătrat, care să ne aducă bucurii și împliniri. Mulțumesc tare mult!
Mulțumim și noi domnul profesor. La cine la care vrea să... Domnul bine că n-a zis 20-20. 20 la pătrat. La pătrat, eu sunt. E bine. Da. 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 Da, altcineva, vă rog. Da. Câteva chestii tot de astea administrative acum înainte de final. Astăzi, prin faptul că dumneavoastră ați ridicat mâna, că s-a propus, copiii din Comuna Poduri au primit cadourile de la Moș Crăciun, vor primi la fiecare serboare și fiecare învățător și profesor. O să fac... cum știi dumnealor, și o să vedea aceste cadouri pentru Moș Crăciun, s-au dat la fiecare școală și a dat ce v-ați ascuns acolo și-a un, în alte ordine de idei, cred că ați observat că a început prin Făgădău să răsară stâlpii. Să sperăm ca, până la sfârșitul anului, dar nu știu dacă o să primim chiar avizile, pentru că e mai greu de primit avizile, știți cum e, ca să putem trage lumină, este important, la, mai ales în, la, în comună, să fie, intrarea în comună să fie luminată. Asta e din timpul meu, am adus aminte acum așa pe lucruri, s-au mai făcut o grămadă de lucruri, credeți-mă, în fiecare zi, chiar nu se stă. Este final de an, sper să terminăm și noi acest an într-o notă optimistă. Și într-o notă mai pesimă, așa, pentru că mai sunt și încenări, dar nu cred că, își au locul la un moment dat. Pentru fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că ați aprobat în proporții de 99% acele proiecte propuse de noi împreună cu echipa primăriei. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Pot să vă spun și că le-ați aprobat, de fapt, nu pentru mine, nu pentru dumneavoastră, le-ați aprobat pentru binele comunei. Și nu cred că a fost ceva care să vă facă să ridicați mâna și să lăsați capul în jos. Nu cred că a fost ceva de genul ăsta. Nu cred că ați simțit vreodată acest lucru. Doar cine știe, mai sunt într-adevăr și inadvertențe, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu au fost așa cum au trebuit. Chiar astăzi am primit un semnal de începere cumva lucrărilor pentru drumul de la Brănești. S-a câștigat licitația, s-a luat, până la urmă a venit cineva într-un final, pentru că se găsesc foarte greu constructori care să lucreze. Acum mai nou, dacă ai bani, nu sunt constructori. Dar uitați că și ăsta este un punct care o să înceapă și care se de repede, pentru că drumul ăla chiar e cu probleme. Am avut discuții și pentru DG117 și ăsta e aproape pe finalizat, aproape tot, o să înceapă... Da, depinde cât au avut de repede făcut proiectul. Noi am avut, cum să spun, am avut ghinionul ca drumul nostru fiind unul foarte scump, adică din cei 116 miliarde, fiind un drum foarte scump, el a fost luat prin eșantion de control. Și fiind luat la eșantion și a fost controlat, întotdeauna au mai cerut ceva, au mai stat două săptămâni, iar au mai cerut un aviz, iar au mai stat, din cauza asta drumul nu a început în toamnă. Pentru că el este foarte scump și acolo se spune, domne, cum la 4 km ceva de drum costă 116 miliarde, e o sumă foarte mare. Dar de fapt este vorba despre acele gabionări și despre poduri, cele 4 poduri care sunt, adică nu e chiar așa de... Exact. Sunt stâlpii care s-au pus în față, sunt gardurile care nu sunt puse la locul lor. Trebuie să vină cadastru, trebuie să vină EON-ul. Și dați-vă seama până când toate aceste instituții se pun la o masă ca să poată să ajungă la un consens. Când nu-i bun la unul, asta a fost ideea. Avem drumurile celelalte care tot așa sperăm cu situații de urgență să le rezolvăm. Cel care duce din drumul județean pe Șova la Cernu. La Cernu se lucrează, acum nu s-ar putea să-i fric, la căminul de la... Da? Dacă mai e încă mai lucrează, dar de fapt nu, de sărbători o să oprească. Da. Nu, vremea cât de cât nu a fost una care să chiar să...
chiar să ne oprească din și noi, nu facem drumuri, punem tuburi, punem, nu peste tot, nu că nu peste tot, că nu avem unde vrem să facem și unde nu vrem să facem. E vorba despre cât timp avem. Asta este problema. Acum am primit, au zis, contractul de la Buleni cu stratul. Deci este iar un lucru care se va finaliza 100%. Numai că știți, un proiect, ați văzut și dumneavoastră, și sunteți aici a martorii, atât înseamnă să începi un proiect și să termin să-l faci și să ajungi la faptul să vezi asfaltul sau să vezi cât de mult durează aceste lucruri. Vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc să aveți, în primul rând, sănătate, să trecem toți sănătoși peste acest an. Să aveți copii aproape acum de sărbătorile acestea care vin. Poate știți că era o vorbă, dacă astăzi suntem așa cum suntem, mâine poate suntem un pic mai buni ca astăzi. Nu știu cât ține, dar sper să măcar să ne duc așa cu gândul la acest lucru. Mulțumesc colegilor mei care sunt astăzi aici și care nu sunt. Împreună cu echipa am făcut aceste proiecte, am făcut aceste lucruri pentru comună. Dacă într-adevăr aș avea ceva să-mi reproșez, dar nu știu dacă este chiar vina mea, dar dacă aș avea ceva să-mi reproșez, ar fi două lucruri. Unul, din punct de vedere administrativ, cu gunoiul, că suntem în deficitul ăsta, ceea ce nu mă face să mă simt bine deloc. Mă rog, nu-i contractul semnat de mine, nu-i contractul pus de mine. La ultima ședință chiar am luat o atitudine foarte, foarte războinică, pentru că chiar nu a avut comuna probleme de genul ăsta și e păcat să... Asta e una dintre probleme și nu vă spun că urmărim colegii să urmăresc mașinile, să merg după ele, să... Adică nu sunt lăsate chiar la voia întâmplării. Iar din punct de vedere, să spun, din punct de vedere moral, ca să nu spun altfel, cred că am fost prea de treabă pentru unii și n-am știut să îmi impun punctul de vedere așa cum ar fi trebuit. Dar, pentru că omul din greșeli învață, nu se va mai întâmpla așa la... Învățăm din cine învață unii oameni. Astea ar fi două lucruri pe care, într-adevăr, pot să spun că sunt pe minus pe ele acum la sfârșit de an. Încă o dată vă mulțumesc pentru toate realizările pentru care le avem cu Comuna Codul. Știți că suntem pe județ una dintre comunele și datorită mie, și datorită dumneavoastră, și datorită tuturor persoanelor care astăzi sunt aici. Fiecare a spus o vorbă, o mână, o semnătură, un pas. La a fi una dintre comunele care au un nivel destul de mare de dezvoltare, cel puțin în ultimii 3 ani, după statistica care s-a făcut. Adică nu vorbesc, nu să mă laud, n-are cine să vină să ne laude de acolo, dar trebuie să ne laudăm măcar și noi între noi, că dacă nu ne laudăm noi, da. Eu mă simt bine din punctul ăsta de vedere că administrativ se întâmplă lucrurile astea. Mă simt foarte bine că primar cu ștate vechi de plată vin să-mi întrebi despre gazii, vin să-mi întrebi despre... Vin și mai și comentează. Bine că nu, asta nu înseamnă că doar mă enervează, dar în rest nu au altă... Dar dacă am ajuns totuși să-mi întrebi niște lucruri, știți, așa, un primar care e de 3 ani primar, mă simt foarte bine. Chiar nu am decis să nu mă simt foarte bine. Și eu întreb. Normal. Mi se pare normal să întreb. Fără a întreba și fără a schimba idei și opinii și fără a avea și critică și fără a avea și nu există performanță. Asta e foarte clar. Dacă am fi să fie tot foarte bine, asta înseamnă ar fi dictatură. Când toată lumea spune numai de bine. Vă mulțumesc pentru colaborare. Împreună cu colegii de la Poliția
locală, avem și noi un, să zic așa, un semn sau un premiu de dat. Pentru profesionale și de notament, domnul Bia Vasile, felicitări și să fie sănătos. Am spus să fie declarat consilierul anului pentru, că, pentru implicare, pentru scris, pentru vorbă și pentru comisia pe care ați condus-o și dumneavoastră felicitări și întregii comisii pe care ați condus-o. Mi se pare că, având în vedere că ați fost aici, acum nu trebuie să cilați, să ne supărăm despre asta, toți, așa, haideți să fim totuși realiști, să știm că domnul Biau vorbi cei mai mult dintre noi, toți e foarte adevărat, ci drept și un bun orator și asta îl clasează mult deasupra unora care și fac treabă, dar nu poate să vorbească mai mult. Vă mulțumim frumos pentru că și ne-ați lăudat și ne-ați criticat, da? Asta e viața. Dorit tare mult ca această diplomă de merit să fie a tuturor domnilor consilieri din comisia ce am condus-o, pe care stimez și apreciez, și de ce nu a întreg Consiliul Local. Eu îl văd aici să ștergem Bia Vasile, să zicem Consiliul Local Poduri, că merită și în primul rând doamna primar merită. Aplaudați-o că merită. De asemenea, ia dumneavoastră personală asta pentru Consiliul Local, avem altceva da, după asta. Da. De asemenea, aș dori tare mult toți colegii mei din compartimentele din primărie, îi numesc colegi pentru că și pe ei apreciez tare mult, începând de la domnul Mitrel, domnul Babei, se iau de sus fetele, vecinile de acolo, Mihaela, Doina și toate celelalte fete și coborând până jos la agricol și la casieră, la doamna Eftimie, sunteți deosebiți. Sunteți deosebiți că, țineți minte, fără dumneavoastră, nici doamna primar, nici doamna secretar, nici Consiliul Local n-ar funcționa bine. Să nu vă supărați pe doamna primar când vă mai ceartă câteodată. Dar din aceste înțepături fine a doamnei primar avem multe de învățat. Pentru că a vegheat și a păzit funcțiile dumneavoastră, vedeți ce se întâmplă la nivel de țară. Tot se taie, se taie, se taie. Nu se taie nimic din compartimentele primăriei Poduri, pentru că noi suntem sublimită, nu doamna primar, cu toate aceste funcții publice și suntem o comună de elită a prefecturii Bacău și a județului Bacău. Vă mulțumesc sincer pentru tot ce mi-ați oferit și nu știu dacă e bine așa să fiu numit consilierul anului, că nu merit acest lucru. Mulțumesc tare mult! Dacă altcineva, domnul Grigoraș, în comisia noastră am mai propus un proiect care nu s-a amintit de el, e proiectul ăsta cu Muzeul Satului. Da, că mi-am spus, să mai amintesc ceva. Deocamdată, domnul Grigoraș, nu pentru că nu s-a vrut sau pentru că s-a început foarte multe, ci pentru că am depus unul la Ministerul Culturii. Bineînțeles că nu vreau să spun politic, dar s-au schimbat atât de mulți miniștri de stat acolo și secretari de stat, de cred că cum l-am pus, tot așa l-au aruncat pe undeva. Cam asta este ideea. Sper ca în primăvara viitoare să facem un alt fel de colaborare cu oamenii satului și așa, pentru că și să punem niște bani de la buget, pentru că nu cred că vor aloca ceva prin Ministerul Culturii, prin nicio lege și prin nicio, pentru așa ceva. Așa cum au mai fost cu niște proiecte la biserici și tot așa n-au fost alocate, nici pentru asta nu. Numai că există o altă problemă. Școala, știți foarte bine că e școală de asta tip Spiru Haret, nu se va putea lucra decât cu anumite firme, cu anumiti consultanți și cu anumiti proiectanți care poate să lucreze în acest, iar aceștia sunt extraordinar de scumpi și nu îi găsești care sunt atestați de către Ministerul Cultelor. Am stat de vorbă cu câțiva dintre dumnealor, cu doi. Foarte greu să găsești, foarte greu găsim un expert care poate să facă acolo ceva, așa că rămâne ca să vedem ce o să primim la buget pentru anul viitor și să începem din banii noștri cumva și cu oamenii satului de aici să facem o ședință, să putem să vedem dacă putem să realizăm noi ceva
Dacă o să ne lase, încă o dată spun, de la culti, fără aprobarea lor, nu putem, domnul Dobrovă, știi că el o văd tot cu ei, cu cultile și cu vopsâtul și cu văruirul. Adică v-am văzut așa, cu iatralul. Da, adică nu pot să mă... Când am acoperit. Da. Deci am salvat școala și... Adică e, foarte, e o lege foarte strictă, foarte mai mult decât m-am așteptat din punctul ăsta de vedere al... Când s-o prins înainte, nici, dar și nici înainte, că dacă spun că erau probleme, nici înainte nu prea s-o putut fi mișcat pe această... Da. Nu este un proiect care să fie ratat, doar că sunt foarte multi la mijloc și chiar nu stăm deloc, credeți-mi. Chiar nu avem timp să stăm. Și oameni de pe teren, și oameni din birouri, nu să stăm. Toată lumea muncește. Da, mulțumesc frumos. Da, legat de ce spuneți că s-a schimbat ministrul culturii, chiar acum recent a fost dat o statistică, și eu am un ministru Borzlan de Sământ, schimbați la cultură mai puțin, a fost chiar pe ultimul... Nu, eu am zis de secretarii de stat care țin proiectele, că nu duce la și ministru. Și la celelalte ministerii nu s-au diminuat sub realopat. Dar nu vorbeam de politică, pentru că secretarii de stat erau de la PSD, ei l-au dat două parte, nu la secretarii de stat, dar ei sunt păcați. Da, e o motivație, am înțeles. Da, mă rog. Altcineva dacă vreți mai... Poftim. Mulțumesc pentru părculețul ăla din... Eu am de la Bucșești, de la Cămile. Acolo se bucură copiii deja. Chiar e foarte binevenit. Cred. Doar mai cu ceva plante, vedem. Da, poate să fie mai aranjat. Un pic acum doar s-o pus altă pe vrem. Trebuie să felicit băieții de la poliția locală, ei au făcut părculețul, ei cu forții proprii, chiar ei au muncit acolo. E vorba despre un părculeț făcut acolo la unde a fost căminul, fostul cămin acolo unde am spus să-l ocupăm ceva, sunt copii și acolo. În primăvară, încă o dată spun, dacă o să avem bani, o să trecem să facem o reamenajare a drumului acela care trece de la Gigiț. De la domnul Dobrovăț, de la casă până când sus la cornet, să-l reparăm câte o parte am văzut că s-o cam stricat, s-o cam deteriorat și să vedem cum să... Asta pe reparații la drumuri. Da, e frumos. E așa s-au bucurat și de părculețul de la Cernu, care toată vara, tot timpul e plin părculețul de la Cernu. Toată vara chiar a fost binevenit, a fost una dintre... Tot așa a făcut prin fonduri proprii, prin nu, nimic, cine știe ce... Da, mulțumesc frumos, Încă o dată vă mulțumesc. Așteptăm colindători, așteptăm să servim ceva. Deci dacă nu mai sunt probleme, la diverse sunt... Consiliul de ședință încheiată. Să vă mulțumesc.